O alunecare de teren a înghițit cel puțin 150 de case într-un orășel din Peru. Oamenii panicați au fugit să-și salveze viețile când o bucată dintr-un deal a început să se desprindă. Autoritățile îi avertizează să fie atenți și să evacueze zona cea mai periculoasă, așa că nu sunt multe victime. Se știe doar de o femeie în vârstă care a murit blocată în casă. Speriați, zeci de oameni au căzut și s-au înecat cu praf încercând să scape de valul de pământ și pietre. După prima alunecare a urmat mai multe replici. Dios, no. No me llegué a cambiar, ¿eh?